Dar în Dobrogea nu sunt hribi. Sau sunt? Salut! Suntem în Dobrogea, în Parcul Național Munții Măcinului. Am campat lângă pietrele Mariei, creste muntoase ce făceau parte din Munții Hercinici. Astăzi vom face o drumeție către acele creste. Vom străbate această vale de presiunea Greci, aflată lângă localitatea Greci, o zonă fertilă unde, pe timpuri, grecii cultivau legume. Noi am mai fost în această zonă, ne-a plăcut foarte mult, sunt puțini turiști, ceea ce nouă ne place. Distanțele par mici, culmile domoale, dar nu este chiar așa. Este un urcuș destul de abrupt. Sperăm să avem noroc și să vedem și o țestoasă de Dobrogea. Una, două, vedem! Munții Măcin vin dintr-o altă lume, de dinaintea dinozaurilor, fiind vestigii ale munților Hercinici, cel mai vechi lanț muntos din România. A merge pe crestele lor este ca și cum ai călători în timp. Să avem poftă! Bună dimineața! În drumeția de ieri am văzut foarte multe ciuperci, pe care, din păcate, nu știm să le alegem. Dar cum internetul este plin de hribi în perioada asta, iar hribii sunt preferații noștri, am hotărât că este o experiență pe care am vrea să o încercăm. Hribii fiind unele dintre acele ciuperci care sunt greu de încurcat cu altele. Așa că, în această dimineață, după ce vom savura cafeaua, vom pleca cam 300 de kilometri spre nord-est, spre o locație unde sperăm noi să
putem găsi hribi. Nu ne stresăm cu cazarea din seara asta pentru că avem deja rezervare la Vânel. Bună dimineața! Să pornim în căutarea hribilor! Primul semn bun, chiar aici, lângă Vânel, multe, multe ciuperci. Voinicii au căutat astăzi prin pădure și au cules hribi! Câți hribi? Ta-da! Doi! Hribi. Am rezolvat cea mai grea problemă, găsirea unei tigăi suficient de mare în care să încapă hribii noștri. Ah. Mirosul este demențial. Cea mai mică porție de hribi în lume, dar delicioasă. Dacă locația vă este cunoscută, o știți din vlogul nostru din Harghita. Atunci am văzut culegători de hribi coborând dimineața cu sacoșele pline din pădure, dar frica de urs a fost prea mare. Dar acum, pofta de hribi va birui frica de urs! Ce bărdăcuțe simpatice! Asta o fi un picior de hrib lăsat de culegători? Sau de urs? I don't know what it means, but there's a smile upon your face. O fi oare hrib? And I see something shimmering in your eyes. Da! Primul nostru hrib adevărat! Știm să-l recunoaștem după piciorușul gros și faptul că pe spate are burete în loc de rețea precum au majoritatea ciupercilor. Take my hand and walk beside. Wow! Asta cred că este cel mai frumos. Uite-l cât e de fresh. Și cu piciorul ăsta așa lung. Uai! Superb! Trei dintr-o lovitură! Am avut noroc. Acesta este rodul bogat al unei zile de căutat hribi prin pădure. Obositor, dar a meritat. Abia așteptăm să-i degustăm. Nu o să mă mai tocmesc niciodată la preț pentru hribi, pentru că mi-am dat seama câtă muncă și noroc implică un kilogram de hribi. Noroc!
Bună dimineața, a doua zi în Harghita. La micul dejun, după norocul de ieri, avem omletă cu hribi sau hribi cu ou, după cantitate. Mulțumim, John, pentru pont. Culegătorii de ciuperci se aud de o vreme prin pădure. Sunt foarte matinali. Noi ne-am trezit pe la 8:30 și ne-am trezit cu vocile lor, cumva, cu mașinile lor care treceau pe aici. Noi mai puturași. Aici se termină episodul din această săptămână. Sperăm că v-am făcut poftă de hribi. Dacă aveți rețete preferate, le așteptăm și noi în comentarii. Pentru noi a fost o experiență total inedită și de acum încolo o să o repetăm cu siguranță. Nu uitați să ne dați un like, să vă abonați la canalul nostru și pe curând! I don't know what it means, but there's a smile upon your face. And I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning guns. Would you fall?